Salut! Deci continuăm să-ți prezentăm serialele turcești care au fost lansate anul trecut, dar și cele care au fost subtitrate în română. Dacă ești prima dată pe acest canal și îți plac producțiile turcești, te invităm să faci cunoștință cu alte videouri de ale noastre în care vei afla despre alte seriale care ar putea să-ți placă. La sigur vei găsi unul sau chiar mai multe pe care încă nu le-ai văzut, dar asta numai după ce vezi acest video până la final. Nu uita să apreciezi munca noastră cu un like dacă acest clip ți-a părut interesant și să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o. Și hai să trecem la seriale! Copacul vieții. Un alt sine. În centrul atenției sunt trei prieteni, Ada, Sevgi și Leila. Deși cele trei sunt diferite, ele mereu au fost împreună și s-au susținut reciproc și la bine și la rău. Însă acum cele trei vor avea nevoie una de alta mai mult ca niciodată, deoarece rând pe rând viețile lor încep să se ruineze. Sevgi, o avocată talentată, din nou este nevoită să revină în spitalul oncologic deoarece cancerul cu care lupta de ceva timp a revenit. Leila, o blogheriță amatoare, începe să-și vândă bijuteriile și garderoba pentru a se întreține deoarece soțul ei antreprenor a dispărut, fiind căutat de poliție pentru fraude financiare. Nici la Ada lucrurile nu stau prea bine. Până nu demult a fost una din cei mai buni chirurgi din spitalul în care lucrează și recent a primit o ofertă de serviciu într-o clinică europeană. Însă o greșeală medicală pune capăt aspirațiilor sale. Plus la toate, soțul său Selim îi mărturisește că a înșelat-o. Pentru a scăpa de avalanșa aceasta de probleme, cele trei hotărăsc să plece pe o insulă unde speră să mai uite de necazuri. Totuși, aceea ce trebuia să fie o vacanță relaxantă, va schimba pentru totdeauna viețile celor trei prieteni. Aici ele se vor confrunta cu fricile din trecut, dar relația dintre ele va deveni și mai strânsă. La sfârșitul nopții, sărutul otrăvit. Majide mereu a simțit că locul ei este undeva în altă parte. Departe de serviciu plictisitor, orașul acesta sufocant și mama obsedată de jocurile de noroc care tot mai tare îi bagă în datorii. Din glumă, tânăra vine la o ghicitoare care îi prezice un viitor frumos, doar că în alt oraș. Înțelegând că acesta este îndemnul pe care l-a așteptat de mult, Majide lasă serviciu, strânge o valiză și pleacă la Istanbul în căutarea predestinației sale. În timp ce aștepta trenul, tânăra este observată de Ahmed, care se îndrăgostește de frumoasa necunoscută. Având viziuni ciudate despre o relație, bărbatul începe să urmărească pe Majide, aranjând diferite situații doar ca să o întâlnească. La una din aceste întâlniri, tânăra face cunoștință cu Kazım, fratele mai mare al lui Ahmed. Fiind capul familiei, Kazım este responsabil de reputația acesteia, lucru deloc ușor de menținut. Pe de o parte, o are pe soția narcomană, pe de altă parte, frații mai mici la care sunt doar petrecerile în cap. Știindu-l pe Ahmed și de înclinațiile lui maniacale față de femei, Kazım încearcă să o convingă pe Majide ca aceasta să se țină departe de familia lor. Totuși, pe măsură ce o cunoaște mai bine, bărbatul înțelege că este atras de această tânără fermecătoare. Instinct de mamă. Deși medicii i-au spus că fetița pe care a adus-o pe lume a murit la scurt timp după naștere, inima lui Hidjiran simțea că nu este adevărat și inima de mamă nu greșea. Keriman, mătușa care a crescut-o pe Hidjiran, a vândut pruncul unei familii bogate care nu putea avea copii și a convins doctorii să o mintă pe proaspăta mămică. Au trecut 8 ani de atunci, însă durerea a rămas la fel de acută. Din cauza sărăciei, tânăra femeie trăia împreună cu mătușa Keriman, care îi făcea viața un chin. În una din zile, Hidjiran a oprit un vagabond care încerca să spargă o mașină în care se afla Melek, o fetiță deosebită, care nu a rostit niciun cuvânt după moartea mamei sale. De frică, copila a pierdut cunoștința, dar marturii au crezut că Hidjiran este de vină. Însă, observând că Melek nu are frică și se trage spre Hidjiran,
Imre, tatăl copilului, înțelege că tânăra nu a făcut niciun rău. Din contra, după moartea soției, Higiran a fost unica persoană acceptată de Melek. Din acest motiv, Imre îi propune lui Higiran să fie dădaca fetiței. Îndrăgind fetița, tânăra acceptă această slujbă, un lucru care îi vine cât se poate de bine lui Kerimán, mătușa insuportabilă a lui Higiran, deoarece ea știe o taină care curând o va îmbogăți considerabil. Mânia minții. Planeta este mistuită de o pandemie înfiorătoare. Virusul se transmite pe cale verbală prin ascultarea persoanei bolnave. Cei afectați își pierd mințile și încep să spună lucruri lipsite de sens, dar în câteva secunde se transformă în surse de contaminare. Din acest motiv, este impusă purtarea căștilor speciale, dar comunicarea este redusă la minim. Cei sănătoși sunt nevoiți să trăiască în carantină în mahale controlate de armată. Deoarece nu există medicamente sau vaccin, dar virusul este extrem de contagios, bolnavii sunt izolați la periferiile orașelor, unde primesc un tratament mizerabil. Deși situația de mult este scăpată de sub control, guvernul totuși încearcă să combată această maladie. Au fost create numeroase laboratoare unde specialiștii caută cu disperare un remediu. Într-un astfel de laborator a lucrat și Murat, un lingvist devotat, însă după un incendiu, laboratorul său a fost distrus. Totodată, Murat a descoperit că are imunitate față de această boală, lucru care încearcă să-l ascundă de la autorități pentru a nu se transforma într-un obiect de experimente. Acum acesta va fi nevoit să pătrundă în zonele contaminate și extrem de periculoase pentru a-și găsi colegul care se pare că a descoperit medicamentul mult așteptat. Dragă mamă! Chiar dacă mulți ar spune că viața lui Cemre este perfectă, ea mereu a simțit că îi lipsește ceva. O parte din ea însăși. Crescută într-o familie bogată, frumoasă și talentată, Cemre s-a căsătorit cu Murat Aslan, un bărbat minunat care o iubește. Curând a apărut Zeynep, o dulceață de fetiță. Însă copila s-a născut cu inima bolnavă și acum așteaptă să crească mai mare pentru a fi operată. Dar până atunci, părinții oferesc de orice emoții care i-ar amenința sănătatea. Într-o zi, Cemre află că a fost adoptată, o veste care o șochează, dar și mai mult o cutremură faptul că ea are o soră geamănă care a fost transmisă în altă familie. Înțelegând că sora ei este piesa care îi lipsește, Cemre se îndreaptă spre aceasta, însă nimerește într-un accident și decedează. Pentru a nu pune în pericol viața lui Zeynep, Murat hotărăște să ascundă de la fetiță faptul că mama ei a decedat, cel puțin până când copila va fi operată. La scurt timp după decesul lui Cemre, în casa familiei Aslan vine Nazlı, o tânără care seamănă leit cu aceasta. Apariția lui Nazlı ridică multe semne de întrebare, dar și oferă o șansă pentru Zeynep, care de dorul mamei se topește văzând cu ochii. Pentru a-și salva fica, Murat se hotărăște la un plan ingenios. El o roagă pe Nazlı să joace rolul lui Cemre până ce Zeynep se face bine, lucru care stârnește mare nemulțumire în familia Aslan. Atât pentru azi. Îți mulțumim că ai fost cu noi până la final. Așteptăm în comentarii impresiile tale despre serialele prezentate azi și sugestii despre alte producții de care ar merita să povestim. Pe curând!